Salutare, bine ai venit, eu sunt Daniel, vorbesc astăzi despre cartea Eliberarea de Cunoscut, scrisă de tovarășul Krishnamurti, asta e mufa lui, mutra lui aici, în carte. Cartea asta este o carte despre spiritualitate, despre evoluție personală, despre lucruri care te învață cum să trăiești mai bine. Hai să citești ceva. Aici am deschis, deci am deschis așa cum deschide popa cartea în biserică. Citesc un pasaj. Poate fi împărțită iubirea în sacră și profană, în divină și omenească, sau iubirea este indivizibilă? Este iubirea rezervată numai unuia și nici de cum celor mulți? Când o persoană spune alte persoane te iubesc, exclude prin asta iubirea pentru ceilalți? Este iubirea personală sau impersonală? Este iubirea morală sau imorală? Este iubirea rezervată familiei? Și dacă iubim întreaga omenire, putem să iubim și o anumită persoană? Este iubirea un sentiment, o emoție, o plăcere, o dorință? Nu zic mai departe, pentru că poate o să fii curios ca să citești cartea asta. Tipul ăsta are... îmi place foarte mult cum scrie, rezonez în foarte mare măsură cu ceea ce spune el, dar că e o diferență destul de subtilă între Krishnamurti și Osho. Pe Krishnamurti îl simt mult mai lucid pe partea asta de, cum să spun, pe partea asta materială, pe când pe Osho îl simt mai lucid pe partea spirituală. Asta e prima carte de la Krishnamurti pe care am citit-o. Voi mai cumpăra alte cărți scrise de el pentru că sunt absolut... mie îmi place foarte mult cum scrie el. Și cam atât pentru astăzi. Probabil că o să pun un link în descriere ca să poți comanda cartea asta. Da? Abonează-te pe canalul sau la canalul de YouTube Școala Vieții dacă n-ai făcut-o deja. Eu sunt Daniel, te salut și ne vedem data viitoare. Ciao! Te recomand.